Salutare, dragii mei prieteni, eu sunt Cristi Neacșu și astăzi, la Săptămâna Autorilor Români, vreau să vi-l prezint pe Grigore Pișculescu. Foarte mulți dintre voi o să mă întrebați, bine, cine este Grigore Pișculescu? Pentru că nu-l cunoașteți după numele acesta. Ei bine, Grigore Pișculescu sau Gala Galaction, după pseudonimul său literar, a fost un scriitor român, un preot ortodox și profesor de teologie și unul dintre cei trei traducători ai Bibliei în limba română din ebraică și greacă. Ei bine, da. Iar de la Gala Galaction, eu am selectat aici un scurt pasaj dintr-o poveste de-a sa. Și o să vă placă. Povestea este despre viteazul Jap. Amici pe care vă înduioșează câinii fără stăpân, zgribuliți și flămânzi, ascultați istoria unuia dintre ei. Jap era un cățel negru, de neam corcit, cu pieptul lat și mușchi puternici. Avea picioarele scurte și robuste, botul scurt, privirea pătrunzătoare și severă. Deși venise pe lumea aceasta într-un grajd boieresc și cu toate că în epoca de unde începe firul sfărâma oase suculente, sub mese ce țineau de seara până dimineața, Jap era lipsit de veselie. În schimb, în pieptul lui de câine avea o inimă viteză. Viteazul Jap își merita cu cinste supranumele. Cățel boieresc și petrecând în casa boierească, l-ai fi crezut ca pe alți semeni ai lui arogant cu cei dezmoșteniți și gata să le sară în ceafă când îi prindea pe lângă poarta de serviciu, departe de acolo. Viteazul Jap era altfel de câine. Poate că presentimentul unui sfârșit trist și timpuriu ascuns în viitor, ori poate că destrăbălarea și decăderea oamenilor între care îi trăia, îi dădeau tristețea ei înțeleaptă, complexa ei lipsă de trufie și de îmbătare. Că Jap trăia în casa luxului și a desfrâului. Ei bine, cam atât din Viteazul Jap de Gala Galaction. Această carte este foarte interesantă și sunt o grămadă de povestiri foarte drăguțe care sigur o să vă facă să nu o lăsați din mână, să nu lăsați această carte din mână. Eu v-am spus câte ceva despre Gala Galaction și despre această mică povestire a viteazului Jap. Este mai departe meritul vostru dacă o citiți și bineînțeles plăcerea voastră. Pe data viitoare, eu sunt Cristi Neacșu. Voi reveni cu o altă surpriză. La revedere!